Familia Scriban, una dintre cele mai cunoscute și numeroase familii clericale din România, care a dat istoriei nume importante precum Neofit, Filaret, Teoctis și Iulus Scriban, a fost comemorată astăzi la Suceava. Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat conferința Familia Scriban în slujba Unității de Neam și de Credință la împlinirea a 210 ani de la nașterea arhiereului Filaret Scriban, teolog și cărturar al secolului al XIX-lea. Pentru a cinsti memoria celor care au avut un rol important în istoria Moldovei, la Biserica Sfânta Treime, din cartierul Burdujeni, Suceava, a fost săvârșită în această dimineață o slujbă de pomenire pentru membrii familiei Scriban, trecuți la Domnul. Aici se află și mormintele arhiereilor Filaret și Neofit Scriban. Anul acesta, la data de 23 martie 2021, se împlinesc 210 ani de la nașterea marelui ierarh cărturar Filaret Scriban. Așa cum a fost rânduiala, de dimineață am săvârșit slujba parastasului la ctitoria familiei Scriban, din cartierul Burdujeni, Suceava, iar mai apoi, începând cu orele 10, în sala Pimen Arhiepiscopul, centrul eparhial, s-au desfășurat lucrările conferinței. Am avut oaspeți de seamă de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, de la Inspectoratul Școlar Județean, precum și profesori de la Seminarul Teologic Suceava. Familia Scriban rămâne în memoria noastră a tuturor ca fiind artizanii unirii principatelor de la anul 1859, dar și cei care sunt strategii învățământului teologic din perioada secolului al XIX-lea. Evenimentul de astăzi a fost organizat pentru a onora memoria și faptele celor care au fost membri ai familiei Scriban, intelectuali care s-au manifestat în planul culturii naționale, în planul culturii ortodoxe, în planul spiritualității românești. Românii din secolul al XIX-lea și din secolul 20 s-au putut bucura de acele contribuții imense, le putem spune, ale unor oameni politici, dar și oameni care au venit din sânul bisericii și datorită cărora națiunea română a devenit o națiune puternică, o națiune europeană, o națiune care și-a găsit locul în concertul națiunilor europene și pe parcursul acestor două secole ne putem bucura de o statalitate care este puternic așezată în sud-estul Europei, o națiune care și-a găsit locul alături de națiunile vecine și personalități precum membrii familiei Scriban au contribuit din plin la atingerea acestor obiective. Evenimentul de astăzi organizat de Arhiepiscopia Sucevei este dedicat unei familii care s-a afirmat vreme de un secol și jumătate în viața românească sub multe aspecte, în primul rând oameni ai bisericii, dar nu numai, oameni de cultură, oameni de știință, oameni care s-au intersectat cu viața politică românească, oameni care au avut contribuții decisive în anumite momente importante ale culturii, ale istoriei românești. O familie importantă, rare ori se întâlnesc astfel de familii. În cadrul conferinței Familia Scriban, în slujba Unității de Neam și de Credință, a fost lansat volumul Arhimandritul Iulius Scriban, teolog, pedagog, filosof, semnat de părintele profesor Adrian Duțuc.